Gândim o propoziție, creierul nostru ne provoacă să privim în sus. Nu mai uitați-vă la mine. Atunci când privim cu ochii în sus și vorbim, pentru publicul din fața ecranului pare că inventești ceva. Pare că mint de mama focului. Deci această privire dusă în sus, atenție, semnalizează pe ecran minciună, oameni buni, minciună și ezitare. Ceea ce în realitate, repet, nu e atât de grav Dacă stau cu Bogdan la o bere Și Bogdan se uită în sus când îmi explică Cum îi merge la APSAP și ce cursuri noi are APSAP-ul nu, nu observ Adică nu, nu, nu receptez ca minciună Dar dacă îmi povestește chestia asta Bogdan Printr-un ecran mh, O să încep să-l bănuiesc de lucruri da? Deci, încă o dată subliniez faptul că E normal să privim în sus Uitați-vă la copiii voștri mami ai strâng jucăriile din cameră da, mami, Adică, ei întâi privesc în sus și apoi ne răspund pentru că se gândesc dacă le-au strâns pe toate sau nu le-au strâns pe toate. Este o reacție neurologică corectă. Doar că, în fața ecranelor, la televiziune, acest privit în sus este evitat și sunt antrenamente speciale pentru oamenii care fac chestia asta în mod special, pentru că, iată, mergem în zona aia a minciunii. Bun, o să mă întrebați de unde să privesc. Păi este foarte simplu. Când suntem în fața camerei, privim direct și drept. Iar dacă avem nevoie de momente, să zicem, de repaus în a ne privi publicul, nu privesc în sus, ci privesc în jos. Bună ziua tuturor, sunt Teodora Mețiu și astăzi o să vorbesc despre 10 reguli ale public speaking-ului nu e ușor să vorbești în public. Vedeți? Această joacă de în jos, direct și direct, în jos, direct și direct, mă menține în subiect, mă menține credibilă și mă menține în autoritatea cu care mi-am început discursul. Încă ceva. Sunt alți oameni care